Înainte de a discuta despre ceva, trebuie să lămurim despre ce discutăm. În Wikipedia am găsit pentru realitate următoarea definiție. Citez: totalitatea reprezentărilor modale extrase de minte din informația furnizată de percepție. Eu nu la această realitate vreau să mă refer, nu la realitatea pe care o construiește creierul pe baza informațiilor pe care le primește cu ajutorul organelor de simț, ci la ceea ce se numește realitate fizică sau natură, dacă ne referim la expresia legile naturii. Voi vorbi deci despre ceea ce se găsește, aparent cel puțin, în afara conștiinței noastre, despre locul din care ne vine informația prin ceea ce numim simțuri. Simțurile noastre pun în evidență corpuri și interacțiuni dintre noi și corpurile respective, pe de o parte, și unde, pe de altă parte. Nu e nevoie să spun ce sunt corpurile, iar dacă vă gândiți la ce se întâmplă când aruncăm o piatră în apă, aveți deja un suport intuitiv suficient pentru ceea ce înseamnă undă. Unele vibrații ale aerului, pe care le numim în fizică unde longitudinale, pot produce senzația de sunet, iar unele vibrații ale câmpului electromagnetic, pe care în fizică le numim unde electromagnetice, pot să producă senzația de lumină. Lumea din jurul nostru pare să fie alcătuită doar din corpuri, dar dacă ne gândim un pic, ne dăm seama că aproape toată informația pe care o avem despre lume o obținem, de fapt, prin intermediul undelor. Văzul și auzul, cele două simțuri sensibile la unde, sunt principalele canale prin care primim informații despre lume. Trăim deci într-o lume în care simțurile noastre pun în evidență corpuri și unde. Acum vreau să vă atrag atenția asupra unei diferențe interesante dintre corpuri și unde, diferență care apare atunci când ele întâlnesc obstacole. Imaginați-vă un gard din care lipsesc două scânduri. Și în spatele lui, la mică distanță, la, să zicem, 2-3 metri, un zid. Mai imaginați-vă că avem o grămadă de pietre la picioare și începem să aruncăm cu ele în gard. E un act de vandalism, recunosc, dar uneori știința cere sacrificii. Multe dintre pietre vor lovi scândurile gardului și vor cădea la baza gardului, dar unele dintre ele vor nimeri deschizăturile din gard și vor trece dincolo, lovind zidul din spatele gardului. Dacă, după ce am aruncat multe, multe pietre, ne ducem dincolo de gard și ne uităm la zid, vom vedea urmele loviturilor pietrelor distribuite cam așa cum vedeți în acest desen. Să numim această distribuție distribuție de particule. Când o undă întâlnește un obstacol asemănător, pe care de acum încolo îl voi numi un sistem de două fante, dacă sunt îndeplinite anumite condiții despre care nu cred că are rost să vorbim acum, se întâmplă ceva diferit. O parte din undă trece printr-o fantă, o parte din undă trece prin cealaltă fantă. Corpurile, particulele, nu pot să treacă simultan prin ambele fante, dar unda poate. Fiecare fantă devine, de fapt, o sursă de unde și după sistemul de fante vom avea două unde care suferă un fenomen fizic numit interferență. Undele se suprapun, asta înseamnă interferență, și obținem zone în care oscilațiile vor fi puternice, zone pe care le numim zone de maxim sau pe scurt maxime, și zone în care oscilațiile vor fi slabe sau chiar inexistente, zone pe care le numim minime. De pildă, în cazul luminii, dacă folosim lumina unui laser și o trecem printr-un sistem de două fante foarte subțiri și foarte apropiate, putem observa acest fenomen de interferență,
vom vedea mai multe zone luminoase despărțite de zone întunecoase, adică vom vedea ceea ce în fizică numim franje de interferență. În concluzie, dacă printr-un sistem de fante trec particule, obținem distribuția cu care suntem obișnuiți, adică obținem două zone în care particulele pot ajunge. Dar dacă prin fante trece o undă, obținem o distribuție de interferență, adică obținem mai multe zone de maxim despărțite prin zone de minim. Toate corpurile sunt alcătuite din substanță, iar aceasta este alcătuită din atomi. La rândul lor, atomii sunt alcătuiți din electroni, protoni și neutroni. Electronul este o particulă elementară, în timp ce neutronul și protonul sunt alcătuiți din particule elementare de tip quark. La nivel molecular, atomic, subatomic, avem sisteme pe care le numim sisteme cuantice. Aceasta pentru că mărimile fizice care le caracterizează nu pot lua orice valoare, pot lua doar un șir de valori, adică sunt cuantificate. Oare ce se întâmplă dacă facem experimentul celor două fante la nivelul particulelor cuantice, de pildă cu electroni? Bineînțeles că fantele și distanța dintre ele trebuie micșorate la scara particulelor din experiment. De aceea experimentul nu se face practic așa cum îl voi descrie eu. Nu putem realiza fante de dimensiuni atomice sau subatomice. În experiment se folosesc cristale în care locul fantelor este luat de spațiile goale dintre șirurile ordonate de atomi din cristal. Dar pentru discuția de principiu a rezultatelor experimentelor de acest fel, putem considera pentru simplitate că avem în continuare un sistem de două fante și ajungem astfel la celebrul experiment al celor două fante din mecanica cuantică, a cărui descriere se găsește în mii și mii de materiale pe internet. Să ne imaginăm că bombardăm cu electroni două astfel de fante. Spunem că electronul este o particulă, așa că ne așteptăm să obținem pe ecranul pe care îl lovesc electronii după ce trec de fante, o distribuție de particulă. Dar ceea ce obținem este atât de surprinzător, încât fizicienii discută despre acest experiment de aproape 100 de ani, fără să fi lămurit încă toate consecințele lui. Iar un mare fizician, Richard Feynman, a spus că experimentul arată un fenomen imposibil. Iată ce vedem pe ecran în urma unui astfel de experiment. Fiecare electron produce un punct luminos pe ecran, deci se comportă ca o particulă. Vă amintiți de pietrele care loveau zidul? Dar există zone unde cad mulți electroni, adică zone de maxim, și zone unde cad puțini electroni, adică zone de minim. Cu alte cuvinte, avem o distribuție tipică de undă, o distribuție care apare în urma unui fenomen de interferență. Unii au crezut că această distribuție ciudată apare din cauza că electronii care trec printr-o fantă interacționează electromagnetic cu electronii care trec prin cealaltă fantă. Așa că au fost realizate experimente în care electronii trec pe rând prin sistemul de fante, unul câte unul. Și atunci pe ecran vedem cam așa ceva. După cum puteți vedea de data aceasta, pare că electronii lovesc ecranul în poziții întâmplătoare. Dar dacă memorăm locurile în care au căzut mii și mii de electroni și vizualizăm toate aceste locuri simultan, vedem această distribuție. Deci și de această dată avem o figură de interferență, o figură caracteristică undelor. Ce explicație am putea da acestei comportări ciudate a electronilor și nu numai a lor? Au fost făcute experimente și cu alte particule cuantice și de fiecare dată s-a întâmplat același lucru. O explicație ar fi aceea că electronul este particulă când lovește ecranul, dar este undă atunci când trece prin fante. Este ceea ce în mecanica cuantică se numește caracterul dual al particulelor elementare. O particulă elementară se poate manifesta uneori ca undă,
alteori ca particulă, dar nu poate fi simultan ambele. Erwin Schrödinger, un fizician austriac, a formulat ipoteza ondulatorie pentru a descrie această comportare a particulelor la nivel cuantic. Ipoteza lui Schrödinger spune că o particulă în mișcare poate fi descrisă de o funcție de undă. Dar lucrurile rămân ciudate în continuare, pentru că trebuie, conform acestei ipoteze, să acceptăm ideea că electronul, fiind undă când trece prin sistemul de fante, trece cumva prin amândouă, simultan, așa cum face o undă. Iar ciudățenia lumii cuantice nu se oprește aici. Deoarece ni se pare greu de crezut că electronul poate cumva să treacă simultan prin ambele fante, au fost propuse experimente în care să detectăm prin care fantă trece electronul. Experimentele care la început au fost doar mentale, din cauza resurselor tehnice insuficiente, dar care au fost realizate practic în ultimii 30-40 de ani, arată că putem obține informația prin care fantă a trecut electronul și că electronul trece într-adevăr printr-o singură fantă, nu trece prin amândouă. Dar dacă facem această detecție pe ecran, vom vedea o distribuție de particule. Acum, electronii au fost particule când au trecut prin sistemul celor două fante și au rămas particule și ne-au dat o distribuție de particule. Unii au tras concluzia că ceea ce transformă electronul din undă în particule este observația. Dacă observăm electronul, au spus ei, el devine particulă. Dacă nu, el rămâne undă. Dar cei mai mulți specialiști în mecanica cuantică nu sunt de acord cu această interpretare și argumentul lor este acela că și în cazul în care detectorii funcționează fără ca cineva să primească informația prin care fantă a trecut electronul, adică să observe trecerea electronilor prin fante, se obține același efect. Dar până la urmă, totul depinde de cum definim procesul de observare, cum definim observația. Pentru a explica proprietățile stranii ale particulelor cuantice, au fost propuse mai multe interpretări ale rezultatelor experimentale. Cea mai veche este cea a fondatorilor mecanicii cuantice, Niels Bohr și Werner Heisenberg, și se numește interpretarea școlii de la Copenhaga. Această interpretare afirmă că un sistem cuantic are proprietăți nedefinite, statistice, și că aceste proprietăți ale lui capătă valori concrete, bine precizate, doar prin actul măsurării. Această presupunere explică, e adevărat, multe lucruri, dar este stranie ea însăși. Dar lucrurile sunt și mai ciudate decât par până aici. Un experiment mental propus de John Wheeler, și trebuie să vă spun că n-a rămas doar mental, în ultimii 10-15 ani au fost realizate practic mai multe experimente care încearcă să clarifice concluziile lui Wheeler, arată că ceea ce facem cu informația pe care am primit-o de la detectori afectează ceea ce s-a întâmplat când electronii au trecut prin fante. Adică, dacă detectăm electronii la trecerea prin fante și păstrăm pentru fiecare electron informația prin care fantă a trecut electronul, până când electronii lovesc ecranul, atunci pe ecran vom obține o distribuție de particule. Dar dacă facem același lucru, adică detectăm din nou prin care fantă a trecut electronul, obținem informația respectivă, dar o ștergem înainte ca electronii să ajungă la ecran, atunci obținem o distribuție de undă. Este un lucru foarte ciudat pentru că, într-un fel, pare că putem să influențăm trecutul. Ceea ce facem cu informația, o păstrăm sau o distrugem, afectează, aparent, ceea ce s-a întâmplat când electronii au trecut prin sistemul de fante. Dar cum am putea să acceptăm o astfel de idee când toată cunoașterea științifică, toată fizica, se bazează pe noțiunea de cauzalitate, cauza fiind întotdeauna anterioară efectului. Pentru a ocoli interpretarea care presupunea că putem influența trecutul, interpretare cu care John Wheeler n-a fost de acord, el a făcut câteva afirmații foarte neobișnuite și privite cu
destul de mult scepticism de o bună parte a lumii științifice. Astfel, el a spus că lumea cuantică ni se pare stranie, pentru că presupunem că electronii și, în general, particulele cuantice sunt într-o stare sau alta și înainte de a fi detectate, adică și înainte ca noi să interacționăm cu ele. Ori, a spus el, această presupunere s-ar putea să fie falsă. Trecutul, a spus John Wheeler, nu există decât dacă avem o înregistrare a lui în prezent. Cu alte cuvinte, dacă nu avem informația prin care fantă a trecut electronul, trecerea respectivă nu a existat din punct de vedere cuantic. Poate că aveți impresia că ceea ce afirmă Wheeler este și mai ciudat decât ce ați auzit până acum. Poate că este. Dar această afirmație, împreună cu alte lucruri pe care le-a spus Wheeler, duc spre o ipoteză cu totul și cu totul originală în fizică despre ceea ce sunt, de fapt, particulele elementare și despre ceea ce este, de fapt, lumea fizică. Dar despre toate astea vă voi vorbi în partea a doua a acestui material. Pe curând!